În actualul context extrem de dificil al pieței de energie, investiția în panouri fotovoltaice a devenit o necesitate, nu doar pentru populație, ci și pentru administrațiile locale. Mai ales că acum primăriile au acces la fonduri europene nerambursabile dedicate energiei regenerabile. De teama facturilor la energie, toate primăriile din județ au depus la Agenția Județeană pentru Protecția Mediului dosare de avizare pentru amplasarea de panouri fotovoltaice. Este vorba de mii de hectare de teren pe care, în loc de porumb și grâu, se va cultiva energie verde. Este o avalanșă de solicitări de construire de parcuri fotovoltaice. În curând nu va mai fi grâu și cucuruz pe câmp, numai panouri fotovoltaice. Toate primăriile își fac parcuri fotovoltaice pentru consumul propriu. Sunt mulți investitori care dezvoltă parcuri mai mari pe suprafețe de 5. Cel mai mare este în suprafață de 200 de hectare în zona Pui. Altele mai mici, sub 50 de hectare. Sunt în procedură simplificată oarecum, pentru că impactul asupra mediului este doar în perioada în care se realizează construcțiile. După aceea nu mai există un impact asupra mediului, dar chiar și numai pentru perioada construcției, mai ales cei în zona Hațegului, sunt multe zone protejate și trebuie tratate cu foarte multă atenție. Primarii consideră că parcurile cu panouri fotovoltaice le vor asigura independența energetică atât pentru iluminatul public, cât și pentru clădirile de interes public. Economie vitală pentru bugetele locale, secate în ultima perioadă de prețul la energie.